ați declarat în fața instanței? Ce ați fost întrebat? Eu am fost invitat să răspund la întrebări în contextul zilei de naștere, care a fost petrecut în 2013 de domnul Filat. Ziua sa de naștere? Ziua lui de naștere și unde, cine a fost, cu cine am comunicat, doar în acest context am răspuns la întrebări. Ce legătură are cu dosarul, da? Ce s-a întâmplat? Eu cred că ce legătură are cu dosarul, nu știu. Să mai bine să întrebați pe partea apărării care m-a invitat. Poate înseamnă că are ceva legătură. Se părta că la acea zi de naștere domnul Filat ar fi primit în dar mașini de la șor. Eu n-am fost întrebat despre asta, dar pot să vă spun, eu personal n-am văzut așa ceva, fiindcă dacă cunoașteți protocolul, la astfel de evenimente cadourul nu se desfac. Adică este un protocol, deci eu nu pot să vă spun, adică n-am văzut în gene niciun cadou acolo, sincer vorbind. Dar ce v-au întrebat pe marginea acelei zile de naștere? Dacă m-au întrebat dacă am văzut printre oameni care au stat acolo și pe Ilan Șor. Și l-ați văzut? Da, l-am văzut. Am zis ce am văzut, pentru că am depus jurământul înainte de a vorbi. Vladimir Filat v-a întrebat ceva? Nu. Noi foarte repede nu ne-am văzut 7 luni de zile și pentru prima dată ne-am văzut. N-ați reușit să discute? Nu, am reușit, pentru că acolo este imposibil să reușești să discuți ceva. Dar v-am întrebat și despre cadouri? Și despre cadourile care s-au dat? Doar dacă l-ați văzut pe Ilan Șor? Da, exact. Mulțumesc. Și doamna Bițeșor m-a întrebat despre ce relație am cu Ilan Șor. Am răspuns că îl cunosc de mic copil. Și în ce relație acum suntem, am răspuns că nu comunicăm. Acum, de moment, atât. De ce? Păi nu comunicăm. Câteodată lumea, știți, ajunge la părere că mai bine poate nu trebuie de comunicat.